Bună ziua, bine v-am găsit, iată, lucrăm și noi aici. Ce faci acolo, Andrei? Îmi pun capse. De ce pui tu capse acolo? Să le pui în lemn. Să le punem în lemn? Pentru ce? Pentru albinuță? Da. No. Le-ai pus toate? Da, mai trebuie doar două. Doar două? Astăzi, de fapt, vreau să vă arăt acest dispozitiv de găurire și de a pune capse. După ce am lucrat un pic cu el, de l-am configurat la nevoile care le am eu, o să văd și cum funcționează. Ai pus toate capsele? Da, stai să văd. Lateral. Ai pus tot? 3, 4, 5. Gata? Gata. Toate 5, nu? Și acum să pună tate mai departe. Da? Da, și eu sar. Nu trebuie să sar, tati. Sar încolo. Hai să arăt tati în film. Deci, de menționat, probabil ați mai văzut dispozitivul sau chiar vi spuneți de el. Trebuie să lucrez foarte ușor, adică lucrez foarte ușor cu el, nu e mare lucru, e rachetă, să spunem așa. Și ce am făcut eu? La aceste cuie care vin cu ele, cu dispozitivul, am ascuțit un pic vârfurile ca să intre mai ușor în lemn. Ele vine bont. Vin bontite, nu vin ascuțite. Și un pic cu polizorurile ascuțiți. O altă problemă, era opritorul acesta. Eu am tăiat o mică sârguică și... Tati, te descurci? M-a descurc, tati. Tânge mai tare, sunt tânge, tânge! Ia nu să trebuie vedem! Trebuie un efort foarte mare de a ia să vedem. Băga capsele. Se vede, tati, cum băgăm capsă? Da. Să nu băga mânuța acolo, că nu mai vede nenea după aia. Cam așa se lucrează, destul de ușor, simplu. Găsiți tati, la magazin apicole. Dacă nu faci ceva bine, trebuie să iei din viață, tati, din parniță inimii. Nu, tati, o iei de la început, dacă nu poți. Nu, că avem semne din mai cap, trebuie să... Iată ce simplu este, lasă tati jocul Italia, că noi nu avem treabă cu jocurile aici. Nu. Noi aici lucrăm acum, punem capsă. Nu ai pus câteva, nu ai pus bine. Andrei e la aparat, de aceea verific camera, ca să nu miște băiatul camera, nu? Ia să văd dacă... Dacă ce? Să văd dacă ai pus bine. Dacă am pus bine? Păi nu e greu de făcut, mă, tati, asta. E chiar ușor. Pe să nu greșești. Nu te sui pe masă acum, că nu-i voie să te sui pe masă. Deci foarte ușor, e mecanic, nu consumăm curent. Tati, îți arată că niște arme. Poți să faci câte arme. Mă, tati, nu sunt arme. Dar arată că niște unele. Nu arată cu niște arme, nu avem treabă cu armele. Astea sunt speteze pentru rame. Da, dar eu le folosesc ca arme. Așa, dar sunt de lemn. Sunt da, din ele. Sunt din lemn. Da, sunt din ele, dar folosesc ca arme. Bine, tati. Acum o problemă mai sunt aceste noduri. Când le vedeți, vedeți cam pe unde cade gaura și chiar acolo cade în dreptul nodului. Tati, să văd cum intră. Când le-ai făcut, le pui la mine, tati. Pui la mine ăia. Intră mai greu. Pui la mine ăia, tati. Care le-ai făcut ca să te
unde vedeți așa cât un nod, apăsați mai cu grijă să nu rupeți cuiul respectiv. Cam asta ar fi de zis. Noi tot repetăm până ne plictisim. Da. Ai băgat în cutie, tati? Da. Le-am băgat în cutie, tu le pui, eu le iau și le pun acolo. Am înțeles. Noi continuăm aici munca. Nu le fac iarna. N-am așa multe colonii ca să trebuiască să lucrez iarna. Te duci bine, tati. Bine, tati. Dacă am avea sute de colonii, dar ar trebui să lucrez iarna. Dar așa le facem exact înainte cu câteva săptămâni. Ne lucrăm aici, noi așa, tati. Lucăm 102 de rame colonii, o ne ajunge. Lucrăm amândoi, noi așa, tati. Da, tati. Bun, cam atâta cu acest film. Până data viitoare, numai bine. Ce zici, tati? Da. Da? Zile la revedere, la ne. La